Handbalistele de la CSM Dunărea Giurgiu au pierdut un nou meci în divizia A, de această dată pe terenul echipei CS Handbal Municipal Buzău, formația ce va participa la turneul de promovare în Liga Națională. Am avut penultima etapă la Buzău, la HC Buzău. O echipă care termină campionatul pe locul 2 și va merge la barajul de promovare pentru Liga Națională. O echipă solidă, o echipă cu multe sportive mature care au mai trecut în Liga Națională. Prima repriză a fost una neașteptat de bună pentru oaspete, care au căzut totuși după reluare, pierzând în final cu 17-31. Fetele noastre au jucat o primă repriză bună, până în minutul 26, scorul fiind egal, dar pe fondul la niște greșeli copilărești ale fetelor noastre, echipa din Buzău s-a distanțat la pauză la 6 goluri. Repriza a doua a avut CSM Dunăre are șansa să bifeze sâmbătă prima victorie din 2014. Echipa antrenată de Virgil Georgescu întâlnește pe teren propriu CS Universitatea Târgoviște, formație fără niciun punct în clasament.